Bun găsit, dragi telespectatori! Suntem la o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului. Sunt preotul Cornel Cadar. Zi de zi ne confruntăm cu suferința, zi de zi ne confruntăm cu sărăcia, cu mizeria materială, mizeria spirituală, mizeria morală. Ce fac anume comunitățile în acest domeniu? Cum ajută biserica pe alții? Ce se face efectiv pentru a veni în sprijinul celorlalți? La întrebările acestea și la altele asemănătoare vom încerca să răspundem în minutele următoare cu ajutorul invitațiilor noștri, cărora le spun bun venit. Mai întâi îl salut pe părintele Egidiu Condac, director al Centrului Diocezan Caritas. Bine ați venit, părinte! Bine v-am găsit! Și doamna Antonina Dogariu, coordonator executiv al Serviciului de Îngrijire la Domiciliu din cadrul Centrului Diocezan Caritas. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Părinte Egidiu, mai întâi aș dori să vă întreb ce este Caritasul și vă pun această întrebare, mai ales că noi români am avut o experiență nefastă cu o instituție Caritas prin anii 90, când mulți români au fost păcăliți de Caritas. E alt Caritas sau despre ce e vorba? Într-adevăr, mulți mi-au pus această întrebare, întrucât după 90 această inițiativă Caritas a fost preluată într-un alt context de strângere de fonduri și sub acest titlu de întrajutorare, de fapt, se urmăreau anumite interese personale ale unor oameni. Într-adevăr, Caritas este în primul rând o inițiativă a bisericii, dar care apoi a luat conturul unei asociații care s-a lărgit din ce în ce mai mult în decursul anilor. În 1950, Papa Pius al XII-lea a aprobat înființarea acestei asociații în folosul bisericii, întrucât existau anumite inițiative caritative în anumite țări, cum ar fi Germania, Franța, și după al doilea război mondial, fiind foarte importantă implicarea oamenilor în a-i ajutora pe cei care au fost răniți, care au suferit în urma războiului, a crezut de cuvință biserica să înființeze această asociație Caritas, care apoi a luat contur strategic tot mai mare, astăzi fiind prezentă în toate colțurile lumii în cadrul Bisericii Catolice și iată și la noi după 90. Deci la noi există această asociație Caritas după 90, nu? Cum a luat ființă? La început, după 90, după căderea comunismului, au venit inițiative și transporturi care ofereau ajutoare materiale, alimentare pentru săracii din România și intrând în contact cu acele asociații care trimiteau aceste ajutoare, am aflat de posibilitatea de a crea noi înșine aici în teritoriu astfel de asociații de întrajutorare și atunci, urmărind care sunt pașii legali de făcut pentru a crea o astfel de asociație, au fost întrunite la vremea respectivă un comitet în cadrul bisericii și la inițiativa episcopului s-a înființat asociația Caritas și în dieceza de Iași. Bineînțeles, în paralel s-a întâmplat același lucru și în diecezele din celelalte regiuni din România, după modelul celor din țările care ne-au provocat, să spunem așa, și ne-au ajutat în primele inițiative caritative de data aceasta organizate, pentru că și înainte de 90 erau inițiative particulare și astfel în 1990, imediat după Revoluție, s-a creat primul statut al Centrului Diecezan Caritas Iași, care 2 ani mai târziu, în 1992, a obținut și personalitate juridică conform legislației din România. Cu alte cuvinte, când ne referim la Asociația Caritas Diecezan, ne referim la acea posibilitate organizată de a ajuta pe ceilalți, de a veni în ajutorul celorlalți, trecând dincolo de, știu eu, de întrajutorarea aceasta care, într-un fel sau altul, suntem chemați să o dăm tuturor, toți, la nivel individual. Ca director al Centrului Diecezan Caritas, înțeleg, centrul acesta este în Iași, nu?
Ce răspândire are în Moldova, știu eu, asociația aceasta? Mai sunt filiale? Cum e organizat la nivel diecezan centrul Caritas? Centrul diecezan Caritas are sediul în Iași și a colaborat și cu alte zone, întrucât este o inițiativă a bisericii, nu este o inițiativă particulară, și atunci trebuie să privească problemele la nivel social, caritativ, existente în dieceză. Astfel, datorită faptului că s-a considerat că doi poli importanți de influență sunt Romanul și Bacăul, s-au creat filiale Caritas atât la Roman cât și la Bacău, care funcționează și astăzi, astfel încât astăzi există un centru diecezan Caritas de coordonare a activității caritative la nivel diecezan și două filiale la Roman și la Bacău. Dar oricum prinde și zona Suceava, de la Botoșan până la Galație. Da, dincolo de aceste filiale care au statut propriu, există proiecte și în celelalte zone din Moldova, din dieceza de Iași. De fapt, suntem activi la ora actuală în 5 județe. Este vorba de Bacău, de Suceava, de Vaslui, de Iași și de Neamț. Între timp, telespectatorii pot vedea derulând imagini pe ecrane legate de activitatea Caritas. Mă îndrept spre dumneavoastră, doamna Dogariu, pentru a vă întreba: care e misiunea dumneavoastră în centrul diecezan Caritas? Cu ce vă ocupați? Activez în cadrul centrului diecezan Caritas Iași din anul 2007 ca și coordonator executiv al programului Servicii de Îngrijiri la Domiciliu. Împreună cu trei colegi, suntem patru în cadrul biroului de coordonare, coordonăm activitatea a 15 centre de îngrijiri la domiciliu care și desfășoară activitatea, cum spunea Părintele Egidiu, pe teritoriul a 5 județe, Iași, Suceava, Neamț, Vaslui și Bacău. Ne ocupăm de coordonarea acestei activități, descrierea proiectelor de finanțare, relația cu autoritățile care acordă acreditarea pe servicii sociale, dar și medicale, și mai ales și de evaluarea satisfacției beneficiarilor și legătura personalului cu beneficiarii. Serviciul de îngrijire la domiciliu, ați putea să ne explicați mai clar ce constă serviciul ăsta? Da, este un proiect înființat de Centrul Diecezan Caritas Iași încă din anul 1994. Primul centru înființat a fost la Roman în anul 2000, după care au fost înființate încă alte 14 centre de îngrijire la domiciliu. Suntem aproape 60 de persoane implicate, de profesioniști implicați în munca de îngrijire la domiciliu. Vorbesc aici de medici, asistenți sociali, kinetoterapeuți, asistenți medicali și îngrijitori de bătrâni la domiciliu. Scopul nostru este creșterea calității vieții a persoanelor imobilizate la pat sau la domiciliu, care nu își pot asigura singure serviciile de zi cu zi. Mă refer la servicii medicale, servicii sociale și servicii de bază. Și înțeleg eu că sunt grupe de voluntari care merg la familii de genul acesta? În fiecare centru avem angajați câte un asistent medical, asistent social și îngrijitor bătrân la domiciliu. Este o echipă profesionistă și ne și ocupăm de formarea acestei echipe în mod continuu, pentru ca noi să răspundem concret la toate nevoile persoanelor cărora ne adresăm. Bineînțeles că putem beneficia și de ajutorul voluntarilor în munca noastră, dar mai mult ca un sprijin alternativ, nu neapărat de muncă propriu-zis în fiecare zi cu beneficiarii. Pentru că vorbim de servicii sociale, legătura cu autoritățile, poate identificarea unor soluții de sprijin pentru bătrânii asistați, mă refer aici la persoanele vârstnice, ar putea beneficia de servicii sociale, de prestații din partea autorităților la care ei nu au acces pentru că sunt imobilizați la pat și nu au acces la informații, dar și de servicii medicale, perfuzii, injecții și alte tratamente strict la prescripția medicului, pe care nu le pot oferi alte persoane. Și pe care le faceți la domiciliu. Da, pe care le facem. În Iași, de exemplu, câți beneficiază de aceste servicii ale centrului diecezan Caritas? În Iași avem aproximativ 60 de persoane vârstnice
care beneficiază de aceste servicii gratuit, lunar, este un număr mediu, la care se mai adaugă și alte servicii, la alte persoane, mă rog, pot fi 10 persoane, 20 de persoane, în funcție de necesitate și de nevoie. Și cum aflați de persoanele acestea? Persoanele se pot adresa singure la noi, la centru, sunând pur și simplu la centru de în Caritas Iași și noi după aceea îi putem pune în contact și cu celelalte centre zonale, cu celelalte centre de care v-am vorbit. Aparținătorii de obicei ne contactează pentru că ei nu au acces neapărat la informații sau nu pot folosi anumite mijloace tehnice pentru a ne contacta. Colaborăm foarte bine și cu parohiile locale și ei ne mai pot direcționa cazuri de persoane. De obicei, persoanele sunt izolate, singure, aparținători foarte puțini și dacă au, sunt copii plecați în străinătate sau, mă rog, sunt în alte orașe și nu pot avea grijă de părinții lor. Părinte Egidiu, cum se încadrează asociația aceasta în misiunea bisericii? În biserică știm că există această triplă funcțiune, această triplă misiune pe care o are biserica, pe care o au reprezentanții bisericii și, în general, toți cei care alcătuiesc biserica, de a sfinți, de a învăța și de a păstori sau a sluji. Tocmai în misiunea aceasta de slujire se încadrează și diaconia sau activitatea caritativă, misiunea aceasta de a pune în practică Evanghelia, de a trăi mesajul evanghelic în mod concret, prin acțiuni de caritate, prin iubirea față de aproapele arătată în mod concret tocmai față de cei mai sărași, cei mici din societate care reprezintă aproapele nostru, așa cum întâlnim în Evanghelie, așa cum ne îndeamnă Hristos. Citind Evanghelia de care pomeneați, găsim că oamenii au nevoie de Hristos, de Evanghelie, de a li se face cunoscut cum să ajungă în cerul lui Dumnezeu, dar în același timp îl găsim pe Iisus că vorbea mulțimii, făcea mult bine în popor și vindeca. Caritasul evanghelizează? Da, se poate spune și că evanghelizează, pentru că a transmite Evanghelia, pe lângă mesajul verbal, mesajul direct trimis auditorului, prin cuvinte, prin viu grai, este și mesajul faptelor. Trecerea la fapte a arătat în mod concret cum cuvântul lui Dumnezeu se transformă în acțiuni concrete. Iubirea lui Dumnezeu nu este numai cuvânt, dar este faptă, este trăire concretă. Acțiuni concrete. Ce anume mai face Caritasul? Ne-ați povestit de un proiect foarte interesant, serviciul acesta de îngrijire la domiciliu, care se bucură mulți bolnavi și bătrâni care n-au posibilitatea să se deplaseze, iată să vină medicii sau asistenții la ei acasă și să îi îngrijească, e ceva extraordinar. Ce alte acțiuni sau proiecte mai sunt în cadrul Asociației Caritas? În cadrul Asociației Caritas am dezvoltat mai multe proiecte sociale cu adresabilitate mai mare, mă refer aici la categorii de beneficiari. În primul rând pentru copii, pentru familii sărace, persoane cu dizabilități sau cu handicap și persoane vârstnice. Pentru copii avem un centru de resurse pentru copii și tineret Don Bosco, este un sediu aici în Iași cu 45 de beneficiari, sunt copii proveniți din familii sărace, din clasele 1-4 și vin la sediul Don Bosco, primesc consiliere și cu sprijinul voluntarilor, dar și a personalului, își efectuează temele. Mai fac și alte activități sociale cu scopul de integrare socială, dar și de a afla mai multe informații. Adică ei vin de acasă, vin după școală, mănâncă ceva din pachetelul propriu sau primesc o masă caldă, după aceea beneficiază și de consiliere și își fac temele împreună cu voluntarii și cu personalul nostru. Pentru familii, vorbim aici de centru de resurse pentru familii, avem un birou în Iași, mai mult se ocupă de servicii primare, de evaluarea nevoilor familiilor acestora
dar și în strânsă legătură cu alte instituții din Iași și nu numai pentru sprijinirea acestora. Ce înseamnă servicii primare? Doar servicii de consiliere, mă refer aici. Avem mai multe servicii și de aceea sunt servicii primare și specializate. Primare ne referim la servicii doar de identificare a nevoilor și probabil doar de consiliere. După aceea, de exemplu, de servicii specializate, vorbim despre serviciile de îngrijire la domiciliu, unde efectiv ne implicăm în procesul de ajutor al acestor persoane, stăm alături de acea persoană, observăm evoluția acesteia și chiar ne implicăm în procesul de ajutor pentru o perioadă mai lungă de timp. Părinte Egidiu, doamna ne spune de proiecte interesante care sunt. Știți că e o zicală care spune să-l înveți pe om să pescuiască sau să-i dai în fiecare zi pește? Cum se practică în Caritas? Învățați pe oameni să pescuiască sau le dați pește? Acest mod de a învăța a fost propriu și nouă celor care lucrăm în Caritas. Am trecut și noi prin aceste lecții progresiv. La început oferind oamenilor strictul necesar pe care ei îl solicitau, alimente, haine, lemne de foc pentru iarnă sau alte lucruri de primă necesitate. Apoi ne-am dat seama că, de fapt, trebuie să progresăm în acest mod de dialog cu cei în nevoie. Și am învățat... Adică oamenii probabil deveneau dependenți. Exact. Exista pericolul dependenței și este întotdeauna prezent în mijlocul oamenilor. De aceea am învățat că trebuie să oferim servicii integrate în care să respectăm persoana umană și să aducem ceva mult mai consistent pentru orice om, înțelegând prin aceasta anumite ședințe de consiliere. Apoi am creat tot felul de grupuri de suport, grupuri educaționale, de educație parentală, de exemplu pentru părinți în cadrul centrului Don Bosco, de care amintea Antonina. Apoi grupuri de dezvoltare personală, cum ar fi în cadrul proiectului Antidrog, pentru ca tinerii să își capete și să-și descopere acele calități pe care ele au și să poată să-și ia viața în mâini cu multă seriozitate, dar în același timp cu mult optimism și într-un echilibru al vieții, să spunem așa. Deci am trecut de la un ajutor care risca să fie dependență pentru oameni la un ajutor în care ei să fie integrați în societate. Și această integrare să le rezolve de fapt această nevoie din totdeauna omului de a fi în societate, de a fi prezent și de a își trăi cu demnitate situația sa de om în societate, dar și de participant la o comunitate sau la o familie. Știu că aveți și un centru de plasament aici în Iași. Sunt mai mulți copii care au trecut prin situații, știu eu, drastice, dramatice, le-au murit părinții sau să fac parte din familii dezorganizate și au ajuns la centrul acesta de plasament. Vorbiți-ne puțin despre acest centru. Centrul de plasament este chiar lângă sediul operațional al nostru, lângă sediul administrativ. Pe strada Sărărie. Pe strada Sărărie, da. Sunt aici... Sunt cazate fete, 18 fete, cu vârsta între 10-11 ani și cea mai mare cred că deja este la master. Este un exemplu foarte bun și pozitiv. Ele provin din familii dezorganizate, cu situații dificile. Sunt trei surori care le ajută, fac parte din congregația Iezu. Trei măicuțe. Trei, da. Și este un asistent social, colegul meu Andrei Ioniță, care se ocupă mai mult de relația cu autoritățile și de tot cadrul legislativ pentru ca ele să stea aici, în acest centru de plasament. 18 sunt actualmente, dar acest centru de plasament de când funcționează? Cred că este printre primele proiecte ale Centrului Diocesan Caritas. Părintele Egidiu vă poate spune mai multe, că s-a înființat chiar la începutul
deci, asociației. Practic au trecut mai mulți copii prin acest centru. Așa unii este. Dintre ei astăzi și-au întemeiat familii, nu? Este adevărat. Deja din 90 este primul proiect al Centrului Diocezan Caritas, care dăinuie și astăzi. Și în decursul acestor ani au trecut peste 75 de copii în cadrul centrului. Mulți dintre ei astăzi au propriile lor familii. Unii sunt în țară, alții sunt în străinătate, în căutarea unui loc de muncă și a unui viitor. Și am observat că această pondere a copiilor care au nevoie de un astfel de lăcaș, de un astfel de centru, nu mai este astăzi numai decât a acelor copii orfani pentru că nu au părinți, dar acelor copii care provin din familii dezorganizate. Spre exemplu, două surori care provin dintr-o familie cu mari probleme, dacă putem spune, că este familie, pentru că au o mamă și sunt din tați diferiți, tatăl cu probleme cu alcool, mama schizofrenică, sau alt caz în care două surori au fost într-o familie în care părinții erau irresponsabili, în general familii tinere, au plecat în străinătate, s-au despărțit acolo, pe copii au lăsat nu cu bunica, dar cu străbunica, și în momentul când s-a întors tatăl lor, a intervenit un conflict între el și străbunică și au existat atitudini de violență în acea familie și atunci copiii au trebuit să fie instituționalizați într-un alt centru. Cu alte cuvinte, copiii ai nimănui care se bucură, iată, de sprijinul comunității, al bisericii, al centrului diocezan Caritas. La Roman și la Bacău, ce anume se face, dacă puteți vorbi și de aceste zone? Da, la Roman există, în cadrul Asociației Caritas Roman, mai multe proiecte. Se adresează diferitelor categorii pe care le-au descoperit acolo, în zonă, că sunt mai expuse marginalizării. Mă refer aici la mame singure cu copii, un centru la Turturești, spre Piatra Neamț, unde este un grup de 12 mame cu copii care au trebuit să găsească un spațiu de locuit, întrucât unele erau pe stradă, altele proveneau din familii dezorganizate și au fost pur și simplu renegate de părinți în momentul în care au avut un copil ilegitim, și atunci s-a creat o astfel de structură. De asemenea, există un centru pentru bătrâni, un centru rezidențial în care un număr de peste 20 de bătrâni locuiesc în această casă în Ghereiești Neamț, Ghereiești Roman, un centru de reabilitare chiar în oraș, lângă sediul Caritasului, pentru persoane care au diferite afecțiuni, un centru medical. La Bacău este vorba tot de un centru rezidențial pentru bătrâni și persoane cu handicap, un centru de reabilitare la Sarata Băi, unde se poate face tratament cu apă sărată și, și alte proceduri care există în, venind în ajutorul persoanelor care au anumite afecțiuni de sănătate. Și, de asemenea, o cantină socială, nu? O cantină socială și proiecte pentru susținerea copiilor din familii defavorizate, cu alimente sau pentru care se organizează diferite activități extrașcolare pentru a interveni în educația lor și în integrarea lor în familie și societate. Aveți și un serviciu de ajutor pentru calamități naturale. Ce ne puteți spune despre acest serviciu? Este un serviciu care, într-adevăr, acționează în momentul în care intervine o calamitate naturală. Din păcate, în ultimii ani, în Moldova, au fost foarte multe astfel de evenimente nefericite
Și colegii mei acționează în zone marginașe, unde familiile sunt nevoiașe și în ultima perioadă mai mult în caz de inundații. Ultima intervenție a fost la Galați, într-un sat. Este un ajutor nu numai în momentul de criză, dar colegii mei încearcă să fie împreună cu familiile respective și după perioada de criză, când majoritatea celor care vor să-și facă publicitate îi părăsesc și rămân singuri. Atunci ei intervin cu o echipă de voluntari și chiar în ultima intervenție pe care au avut-o, au ajutat să scoată nisipul din curțile acelor persoane, mai mult persoane vârstnice singure care nu beneficiau de sprijin din altă parte, și încearcă să desfășoare și un program agricol în care oferă unelte și semințe pentru oameni pentru a-și putea începe activitatea anul acesta, din primăvară. Până de Gidiu, ce provocări credeți că stau în fața Asociației Caritas? Numiți câteva din aceste provocări, planuri pe care le aveți în desfășurare sau care considerați că sunt cele mai importante. Există multe provocări în fața Caritasului. Cu cât ne dezvoltăm proiectele, cu atât mai mult vedem alte și alte domenii de acțiune. Sigur, nu putem să intervenim în toate situațiile, în toate cazurile, dar provocările noastre cele mai mari sunt acelea de a reuși să îmbinăm ajutorul adresat persoanelor în nevoie cu motivația pe care trebuie să o avem noi ca angajați, dar și motivația pe care trebuie să o transmitem voluntarilor și tuturor celor care sunt dispuși să ne ajute sau vor fi, poate datorită motivației primite, mâine cei care se vor alătura astfel de inițiative pe care le are Caritasul. Și bineînțeles, provocări vin și trebuie să recunoaștem și din domeniul material, financiar, întrucât cu toții trecem prin aceste dificultăți și trebuie să venim cu noi idei. Chiar în ultimul timp trecem printr-un proces de evaluare a activității Caritasului în cei 20 de ani și încercăm să reflectăm prin diferite workshop-uri ce posibilități am găsit pentru eficientizarea activității noastre, pentru a putea atrage fonduri să venim în sprijinul atâtor și atâtor oameni. Și aici, bineînțeles, vrem să dezvoltăm sectorul de economie socială, mici inițiative economice care să aducă profit și acest profit să fie investit tot în domeniul social pentru cazurile care sunt pe masa noastră de lucru sau bat la ușa asociației noastre. Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumesc pentru participare. Am tratat doar o parte din activitatea pe care o desfășurați în centrul diocezan Caritas. Mai e nevoie și de alte emisiuni. Eu vă invit și cu altă ocazie pentru a vedea și alte aspecte care țin de acest centru diocezan. Vă mulțumesc pentru participare, Părintele Egidiu Condac, doamna Antonina Dogariu, a fost cu noi în această emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, ați rămas cu noi aproape jumătate de oră. Iată, am auzit despre implicarea bisericii, a comunităților în viața oamenilor, în a-i ajutora pe ceilalți. Suntem în timpul postului mare și ceea ce am auzit, poate într-un fel sau altul, ne ajută să facem ceea ce ne spune Evanghelia după Matei, când Iisus notează, spune că am fost sărac și mi-ați dat de mâncare, am fost flămând, am fost în închisoare și m-ați vizitat, am fost bolnav și ați venit la mine. Vă doresc un post mare binecuvântat, o pregătire cât mai bună pentru sărbătoarea Învierii Domnului. Ne vom revedea peste 2 săptămâni la o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului. La revedere!